În momentul acesta sunt trei investitori puternici în orașul Tecriol care au achiziționat terenul de la Primăria Tecriol, de la Consiliul Local. Sunt trei obiective care, două dintre ele deja sunt în stadii foarte avansate. Unul deja au început deja construcția. Este vorba de un centru de excelență în sănătate cu o valoare de 20 de milioane de euro. Deci un sanatoriu, plăi. Un sanatoriu. Ce înseamnă centru de excelență? Un sanatoriu, dar titulatura să fie puțin mai sofisticată așa, da. Dar obiectivul e de a fi un centru balnear de 5 stele. Este scopul acestor privați este să nu se bazeze doar pe piața internă. Scopul lor este să aducă pacienți, turiști din alte stări ale comunității europene, Israel, pentru că au niște conexiuni în zona respectivă și, în primul rând, pe partea de turism, turiști străini să vină în Tecriol, pentru că se îmbină partea de turism cu partea de sănătate, cu partea de medicină de recuperare balneară. Vă dați seama ce înseamnă pentru stațiunea asta, pentru orașul nostru, câte locuri de muncă se vor crea în urma acestor investiții.